Bună dimineața, dragilor, și bine v-am găsit la Matinal pe Roți. Astăzi am și vești bune și vești mai puțin bune. O să începem cu veștile mai puțin bune. Deși se apropie sezonul cireșelor, încă trebuie să scoatem sume colosale din buzunar pentru a gusta delicioasele fructe. Un kilogram de cireșe românești se vinde acum două săptămâni cu 250 de lei. Un adevărat lux. Un producător din Constanța a venit însă cu o soluție pentru pofticioși și acesta le vinde la bucată. O cireașă costă 2 lei. Și cu toate că puțini oameni își permit să cumpere fructele de lux, comercianții sunt hotărâți să mențină prețurile ridicate, chiar dacă există riscul de a rămâne cu marfă nevândută. Nici pentru noi, nici pentru comercianți, cu o cireașă nu se face vară și nici pofta nu trece. Așa că cel mai probabil mulți dintre noi vom mai aștepta puțin până vom putea cumpăra un kilogram de cireșe la un preț rezonabil. Mergem mai departe în Buzău, unde s-a făcut un pic de curățenie. Locuitorii orașelor Nehoiu și Pătârlagele din județul Buzău și un grup de iubitori ai sportului nautic pe stand-up paddle au adunat cot la cot 30 de saci de deșeuri. Acțiunea de ecologizare a durat 3 ore, timp în care au fost colectate de pe luciul lacului Siriu 350 de kilograme de gunoi. Este vorba despre peturi în mare parte, dar s-au găsit în apă și încălțări, sticle, becuri, seringi sau biberoane. Organizatorul acțiunii a transmis că lacul este încă departe de a fi curățat. Nu este un secret pentru nimeni faptul că avem prostul obicei de a ne lăsa gunoiul peste tot și lăsăm foarte mult gunoi. Atenție pe lacul de acumulare Siriu, partea geoparcului UNESCO, Ținutul Buzăului, se organizează campinguri, ture cu caiacele, ture de ciclism, hiking, SUP sau rafting. Așadar, un pic mai multă curățenie dacă se poate. Mergem mai departe cu o veste bună pentru colecționarii de monede. Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic 3 monede cu tema 200 de ani de la nașterea lui Avram Iancu. Lansarea va avea loc pe data de 17 aprilie, una dintre monede va fi din aur și va putea fi achiziționată cu 15.600 de lei. O a doua din argint va costa 490 de lei, iar cea de-a treia din cupru va costa 190 de lei. Pe lângă monedă, cumpărătorii mai primesc broșura de prezentare și certificatul de autenticitate. Tirajul maxim aprobat pentru moneda din aur este de 1000 de piese, iar pentru celelalte două este de 5000 de piese, toate având putere circulatorie pe teritoriul României. Avem și vești din sport astăzi. Halterofila Loredana Toma se alătură celor 78 de sportivi români din lotul care va participa la Jocurile Olimpice de la Paris. În ciuda problemelor medicale care au împiedicat-o să performeze la cote maxime, sportiva a obținut locul 12 la general la Cupa Mondială de Haltere din Thailanda. Loredana Toma își păstrează locul în topul clasamentului de calificare al categoriei olimpice 71 de kilograme, având calificarea olimpică asigurată. Confirmările Federației Internaționale de Haltere urmează a fi anunțate în perioada următoare, au scris oficialii Federației Române pe Facebook. Așteptăm așadar și noi confirmarea oficială. Și am ajuns la calendarul zilei de astăzi. La 11 aprilie 1858 se naște scriitorul Barbu Ștefănescu de la Vrancea, unul dintre cei mai mari dramaturgi ai literaturii române. Ceea ce mai puțin știu este că de la Vrancea a fost și un foarte bun avocat. El a rostit două pledoarii în apărarea lui Caragiale, pe care Caion îl acuzase că a plagiat drama Năpasta. În 1871 se naște un alt român de seamă, este vorba despre pictorul Teodor Paladi. El a abordat în pictură mai toate genurile, însă natura moartă și nudurile au reprezentat o preocupare aparte. În 1880 ea ființă instituția căilor ferate române, care a continuat să existe până în prezent. La 11 aprilie 1919 este creată Organizația Internațională a Muncii, România fiind unul dintre membrii fondatori. Cu toate acestea, legile privind repausul duminica și în sărbătorile legale și fixarea zilei de lucru la 8 ore au fost adoptate mai târziu în țara noastră.
Nu au trecut nici 50 de ani de la crearea primului computer personal Apple în 1976. Computerele originale Apple 1 au fost vândute cu $666 bucata. Astăzi, la nici 50 de ani de la acest eveniment, ne înnecăm, ca să spun așa, în tehnologie și inteligența artificială. Atât pentru astăzi, ne revedem și mâine tot aici, o zi ușoară în continuare.